Dragii mei, pentru noi și pentru dumneavoastră, astăzi la De Bun Gust va găsi domnul consilier local din partea PNL, Corneliu Vornicu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ar fi trebuit să le spună telespectatorilor că sunteți și fost viceprimar al municipiului Suceava. Așa este, în perioada 2000-2004 am fost și viceprimarul municipiului Suceava. Și practic din 2000 până în zilele noastre, consilier local. Deci la al treilea mandat. O să discutăm astăzi și despre administrație, dar mai mult despre bucătărie. Am să vă rog să ne spuneți așadar dacă știți sau nu să gătiți. Am pretenția că știu să gătesc. Pentru mine a fost mereu un hobby și o plăcere. În special gătesc sâmbăta și duminica dimineața. Rare ori în cursul săptămânii, din lipsă de timp. Dar o fac cu plăcere și am pretenția că mă pricep oarecum. Aveți grijă ce ne spuneți acum, nu de alta. Se uită telespectatoarele noastre care știu foarte bine să gătească la dumneavoastră. Imediat o să vă apucați și de gătit și cine știe, poate vă dați de gol, poate mințiți și îmi asum responsabilitatea. Îmi asum responsabilitatea. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ce știți concret să gătiți? O paletă destul de largă, de la ciorbe, supe, mai puțin supa cu găluște, supa de pui cu găluște. Nu reușesc să fac acele găluște, rămân tari. Dar în rest, toate ciorbele posibile, cu carne, fără carne, supe de toate soiurile, ciulama de pui, varză, carne, fripturi, grătare, mușchi la cuptor, mâncăruri exotice, fructe de mare, dacă doriți. Stați un pic, deci haideți să facem un răspuns un pic mai scurt. Ce nu știți să gătiți? Sarmale. Da. Pârjoale, n-am încercat. Da. Nu doresc. În general nu-mi plac tocăturile. Lasagna, nu știu. Cam asta. Începem chiar acum o nouă ediție a emisiunii De Bun Gust. Nu-mi place cum a sunat, încă o dată. Aveți grijă ce spuneți acum, pentru că imediat vă punem și la încercare. Nu regret deloc. Un pic o iau de la capăt, că am făcut o bâlbă, da? Mihai, v-am spus că nu este gratis pungă. Absolut, nimic nu e gratis în lumea asta. Am terminat în... Nu este prea târziu acum să merg până la market să-mi iau totuși acele super aplic. Cu certitudine nu vă sfătuie. Dacă vreți să vă mențineți silueta, cred că e de preferat să mâncați ceea ce vă pregătesc eu. Am înțeles. Hai, am să mă sacrific astăzi și am să am încredere în dumneavoastră. Nici nu văd unde e. O să am nevoie de... Vom avea nevoie de un pic de instruire. Bucătăresii șefe de aici, deloc. Cei care făceau parte din Consiliul Local erau un pic mai vociferi. Așa este. Ne vom gândi, dar vă spun, sunt reticent că se va găsi o rezolvare în viitorul apropiat. Vă este cald? Deloc. Deci... Dragii mei, vă mulțumesc din nou că ne-ați urmărit, să aveți o săptămână minunată și ne vedem data viitoare la emisiunea de Lego. Да, нет, 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 нет,